Dragii noștri, prezentăm mici afaceri, mici firme care se descurcă în acest oraș superb și de 5 stele. Astăzi am poposit într-un loc unde se face shaorma ca odinioară. Voi știți că ne urmăriți de multă vreme. Un loc unde n-ai crede că există atâta deliciu. Dar cum ai trecut pragul la turc kebabci? Turc sau tu? Turc, 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 turc. Avem aici un turc în carne și oase. Bine v-am găsit, ce faceți imediat aici? Deja putem să observăm că domnul este o legendă. În cinci locuri, în câte? În cinci locuri, în Cluj-Napoca, ați avut Da, șaorme. mai 15 ani, da. De 15 ani. De ce ați venit în România? De soția-i de vină. Da. Soția de unde-i de? Tulcea. Și ai de Tulcea. Dar nu, Tulcea. Tulcea! Tulcea. Tulcea! Să rămână, veniți aici să vă vedem. Din Tulcea. Două, trei litere lipsesc. Turcia și Tulcea. Ați Să rămână. văzut? Ați dat scrumbia pe kebab, să înțelegem. E. Unde l-ați cunoscut pe turcul ăsta arătos? Scrumbia, știți că e scumpă și nu se găsește. Sezonier. Da, pe el l-am adus mai ieftin în România. Bărbații sunt mai ieftini decât pești. Da. Aici deja e prezent. Shaorma turcească la pachet cu visul românesc. Ați avut un vis românesc și până la urmă e Eu l-am coșmar. avut dintotdeauna. El nu știu dacă l-a avut, dar acum trăiește de vreo 30 de ani, nu? 30 de ani. Da. 33 ani. Și noi copii am înțeles, două fete. Două fete. 27 și 20. Sunt aici, în România, sau? Una e România și una e în Dubai de 4 ani. În Dubai. Păi da, unde să se ducă Ardeleanu dacă nu în Dubai? Fast food, nu? Așa se zice, că e fast food, nu-i mâncare sănătoasă. Și le-ați arătat că shaorma poate fi și sănătoasă. Dar carne gratar, deci carne tot același gratar, grill. Salata. Și Tot sănătos. sos mai puțin. Da, normal e döner, kebab, shawarma, arabesc. Așa. Döner, Turkish. 90 când deschide firma arabă, tot deschide shawarmarie. Asta Shawarmarie, așa au tradus oamenii. tot amen română, tot când kebab, nu știu kebab, tot shawarma. Același loc. Aceeași mărie, dar altă șaurmerie. Da, și urmărie. Beşiktaş. Beşiktaş. Da, Deci nu vorbim de Galatasaray, nu vorbim... Galatasaray, Hagi, ok, restul Galatasaray nu e. Și carnea aia pe care o avem acolo pe proțap, sau cum îi zice, pe ax, dimineața o pregătiți, sau când? Treapă. Poate. Un fel de Vlad Țepe din Beşiktaş. Beşiktaş. Câte grade sunt aici? Acum? Aici e ca la minorul Galați. Da, e Capitan. E problemă, e ca este 4, 5, 10, 10 de grade. Da, nu e problemă. Dar bani nu e ușor. Nu e ușor. Nu e ușor. Nu e telefonul 1 milion de euro, 2 milion de euro. Vindem un șaurma, aici 50 de grade. Este de copil, este chiria. Da. Aveți niște mânuși, că zice publicul că l-ați băgat și pe ăsta în bucătărie, habar n-are. Dacă vreți să dau un șor. Un șor, să-mi dar. Contează mult curățenia în bucătărie, nu? Minim o oră, amândoi. O oră curățenie. Da. În atâta spațiu, o oră curățenie. Da. La Turcu. Da, normal, când... Dar astea sunt culorile de la Galatasaray, nu? Nu, Turcia. Clientul nostru, Vlad, zice că dorește o shaorma, o shaorma mică. Da, mică. Noi îi zicem döner. Döner kebab, shaorma kebab, Adana kebab, carne tocată, sabia, este lunga. Aici, pusite, carne nu mașina, carne tocată, zârc. 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 Da. Tocați? Dar i-ai făcută, e friptă prima dată carnea și după aia o doia, nu? Crudă? Până o prăjiți. Și după ce o... Da, fără pirise, fără nimic, fără curat, după grăsime carne de bergopus cu vită, cu tocat. Original. Made in Turkey. Într-o țară în care găsim numai Made in China, ceva și made in Turkey. Aici. Bun, când tocată e gata,
După... Ca niște mititei de consistență, da. Nu? E altceva. Altceva? Altceva. Nu e același de mici, nu e... Nu e... Tocată mai grosier, mai... Sunt grosier, altceva. Condimentă, orice, și altceva. Te pune așa pe... Da, carne ai ce pot. Și unde o pune? Unde o... Da, aici pe grill. Da, același de grill. Bun. Acum tăiam carne, acum nu este carne. Bun. Cum tăiam carne? Așa, nu? Da. Aici lemn mai bine. Tu ai angajat mâine... De provă, acasă. De provă. Acum prova, scuze, provă, da. Bun. Da. Așa. Aici mă pui o... Aici mâna mea de... Altceva. Pui o peștele și da. Se mănâncă cu mânuță, nu? Prima dată vine sos. Oh. Cum sos? Fără picant, da? Fără picant. Aici... Tirma. Se pe toate, da? A. Ca și când pui masca pe ten. Masca, este da, tot. Da, da, da. Bun. Acum, așa. Carne. Când ne punem? 100 de grame? Da, 100 de grame aici, altă parte. Așa de sus până jos. Da, nu? Da. Așa? Așa. Carne o știu să o pun. Da, 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 mai mult, mai mult. Mai punem carne. Aici nu e cantat. După mână. Da, da. E bine așa, e bine așa. Da, încă puțin. Merge, nu e cantar, da. Bun. Ai șaurma mică. Șaurma mică. Vrei client, vrei cartof? Vrei cartof. Fără cartof. Niște cartof. Da. De obicei, da, da. Bun. Ai cu așa. Românul dorește de toate, așa. Toate, da. Toate. De aici și expresia șaurma cu de toate. Ușor nu este, după cum observați. Da. Și ce puteți face aparte de niște pătrunjel? Da, da, pătrunjel, mai sau tot. Dar normal este sumac, sumac peste salată, peste ceapă. Și secretul care-i? Mai zici odată încă un sos, un pic de sos. Dar normal, nu, iaurt usturoi. Iaurt usturoi. Da, iaurt usturoi. Condiment de salată. Da, salată. Nu fac eu frumos. Vreți picant? Nu vreți picant. Da. Bun, la intrare, picant da, la ieșire. Da, da. Da, și acum ai... Paiul. Da. Se... Asta este. Pune cine meserie, cine aici, meserie, aici, cine meserie, aici pachet, ambalaj, lipie, pachet. Da, aici, poftă bună. Vrei la mână, vrei pachet. Dacă vrei pachet, vrei pachet, vrei jos, aici pachet, aici jos. Acolo-i. Acolo. Bun. Nu, aici eu patron, eu angajat. Eu comand, eu execut. Cea mai bună meserie este la șaormerie. La Turcu, la Cluj-Napoca. Turk kebab ce? Herman Hover, numărul 1. Asta e pe bani deja. Diminui cu ce pare. Stau aici. Apă rece. Apă rece de băut. Diminui ce pare. Mândră caldă de... Vin de luni aici? Nu vin de luni. De ce? Vin de luni într-o săptămână să iau pentru acasă. Doamna din Tulcea, știu ce știu cu Turcia. E foarte greu. E foarte greu. De la una singură, uitați-vă cum am încălzit. Și urma asta e ca o femeie. Dacă prima te încălzește în halul ăsta, da. Nu mai contează următoarea. Da. Nu vedeți că nu mai transpiră. Nu mai transpiră. Am avut eu grijă. De 30 de ani i-ați închis porii. Ați văzut? Da, 30 de ani. Am avut eu grijă să nu mai transpire. Sănătate mult. Doamne, totul este nu e ușor. Nu e experiența. Ușor. Experiența. Când da. Faci 102 de șaurme pe zi. Și nu e vorba de 102. Dar nu contează. Că noi nu le cine numărăm. Vezi? Trebuie să pui întâi sufletul, priceperea, dexteritatea, tot. Dar prima dată trebuie să pui sufletul. Și atunci nu mai curge nici apa. Nu. Pentru că faci ce-ți place. Ce-ți e mare lucru. Cât și, ani mai credeți că faci mare, ce-ți place? Mare plăcere. Încă 7 ani. Și atunci... Și mai vine și a doua oară. A doua oară. Da. Da. Deci nu că noi dacă făceam pentru bani, business-ul și vai... Puteam fi până acum, dacă strict făceam mai pentru bani, puteam fi milionar. Nu totul e banul. E bună sau urma pe care ai făcut-o tu? Să știi că e bună. Normal. E foarte bună. Pătrunjel, ceapă, da? Sos puțin. Sumac,
Ok. Deci dacă ingredientele bune, pune și tu faci om. Da. E mai ușor decât să faci mici și grătar, bă, nu fiți proști.